Media lunară a donatorilor de sânge în județul Hunedoara este de 820, mai mare cu aproape 200 față de anul precedent. Cu toate acestea, pentru a putea satisface necesarul solicitat de către medici și spitale, ar trebui să fie cel puțin 1000 de donatori. Ca să spun partea pozitivă a lucrurilor, în acest an am o medie pe lună de 820, anul trecut aveam 680. Și ca să spun partea mai tristă a lucrurilor este că nu putem să acoperim cerințele. Mai ales în anumite produse, concentratul trombocitar este de foarte multe ori cel mai dificil de acoperit. Este un produs delicat de obținut, un produs care are valabilitate doar 5 zile. Și atunci e foarte, foarte uneori complicat. Ne ajutăm cu județele din vecin, cu centrele de transfuzie din Timișoara, Arad, Sibiu, Alba și aducem pentru pacienții noștri. Vorba de pacienții de la oncologie și oncohematologie. Ar trebui o creștere cam cu 25-30%. Deci dacă am avea un 950-1000 de donatori pe lună în județ, am face față tuturor cererilor. În fiecare an, la data de 14 iunie, se celebrează în întreaga lume Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, prilej pentru a crește gradul de conștientizare asupra importanței donării de sânge și de a încuraja cât mai mulți oameni să facă acest gest. Eu tot timpul fac apel ca oamenii sănătoși să vină să doneze, să se gândească un pic și la cei în suferință în spitale, pentru că e o picătură de viață, este donarea de sânge e darul vieții. O picătură înseamnă enorm pentru cei care așteaptă aceste produse. Condițiile pentru a putea dona sânge sunt ca persoanele să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 62 de ani, o greutate între 50 și 100 de kilograme la femei și 60 și 110 kilograme la bărbați, să nu fi suferit în ultimele luni intervenții chirurgicale, femeile să nu fie însărcinate în perioada de lăuzie sau în perioada menstruală, să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puțin 24 de ore înaintea donării, să nu aibă sau să nu fi avut unele afecțiuni cronice.